Membrii ai Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, au mers astăzi la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Capitală. Studenții au oferit daruri lucrate manual pentru persoanele aflate în grija centrului. Voluntarii din cadrul Asociației Studențești nu i-au uitat pe cei aflați în Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Tinerii au oferit, prin intermediul asistentelor, daruri inscripționate cu învățături ale Sfântului Nectarie pentru alinarea persoanelor bolnave. Astăzi, pe 9 noiembrie, ne-am organizat la nivel de asociație, la nivelul ASCOR-ului, pentru a pregăti mici daruri pe care să le dăruim bătrânilor de la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. De ce am ales să facem acest lucru? Pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Nectarie. Noi am avut o colaborare foarte frumoasă cu bătrânii de la centru. Înainte de pandemie îi vizitam săptămânal și am ales să le dăruim mici daruri pentru a le aminti de dragostea pe care îl purtăm, dar și pentru a ști că nu i-am uitat. Încă suntem cu gândul la ei și purtăm o rugăciune. Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie oferă servicii medicale pentru pacienții cu afecțiuni oncologice în stadiu terminal.